Așa, ia să o secundă. Pac, pac. Bun. Așa. Pac. Și așa. Salutare, pincăci, pincăriți, eu sunt iHitPink și uite cât de tare e asta. Nu mai durează o grămadă de timp până când sar căcaturile alea. Așa, asta ar trebui să fie de ajuns. O să iau chestiile astea și nu o să le plantez la loc deocamdată, pentru că am alte treburi astăzi. O să le plantez eu altă dată când o să... Când o să am chef și timp și o să intru iar în lumea asta. Bun. Scuzați-mi absența îndelungată. Numai că n-am avut chef să mă joc Minecraft, așa că n-am filmat. Iar au început să vină niște copii care sunt ceva de genul: "Pink, dacă nu faci Minecraft înseamnă că nu-ți mai pasă de fani." Nu de Minecraft sau ne spus mama de parbriz. De parbriz? De lustră. Dă-ne bani, dă-ne Minecraft și poate ne mai uităm. Dacă nu ne spânzurăm, mama de lustră. For fuck's sake. A venit perioada tezelor. Ce dracu, eu stau eu să joc Minecraft. Bun, hai, că acum că fac astăzi un video și trebuie să începem construcția chestii ele, dar uite că nu mai am loc aici. Vai, mamă, vai, vai, vai. Ce să aruncăm noi? Pumpkin seed. Ce e melon seed-ul ăsta aici? Singur, așa. Asta o să meargă la aruncat. Pac. Așa, pac, pac. Asta ar trebui să fie de ajuns. Avem o grămadă de astea. De asemenea, ne-ar trebui un crafting table pe care o să-l iau eu de pe aici undeva. Asta să găsesc niște lemn. Asta ar trebui să meargă. De asemenea, ne trebuie și niște lemn de ăsta. Și asta. Și... ce altceva, ce altceva, ce altceva. Cred că... No, gata. E tot ce ne trebuie. Din asta o să facem așa ceva. Pac, 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 pac. Gata. Și acum hai să mergem în locul ăla unde ziceam noi că o să începem construcția unui fel de port. Ați văzut că am scos shader-ul, da? Dacă vă întrebați de ce l-am scos, atunci răspunsul meu e: dă vă dracu că v-am făcut un video special în care v-am zis de ce am scos shader-ul, da? Da? E ăla cu Black Ops 2. Poate n-ați auzit când am vorbit în video ăla, dar motivul este acolo, așa că n-am cum să... De fapt, nu o să mai trec încă o dată peste chestia asta. Cineva m-a întrebat dacă am observat că lipsesc power rail-urile de pe unele de astea. Da, eu le-am luat ca să pot termina chestia aia de sus, de acolo, așa, înțelegi? E foarte simplu. Bun. Hai să văd unde vreau să fie chestia asta. S-a auzit un șoarec. Să mor de nu s-a auzit un șobolan. Sunt în Minecraft 1.4.5. Și nu știu dacă... Nu cred că s-au băgat șobolani, așa că nu fac griji. Bun. Hai să văd. Cum vreau să vină chestia asta? Vreau să... Uite așa, o lopată. Asta o să... Fac, îmi trebuie o altă sabie. O să folosesc cu asta pe Smite, cu Smite deocamdată. Smite, grozav joc. Bun. Și o să fac ceva de genul ăsta, o să... Așa, o să fac aici un loc mișto în care... Serios, chiar se face întuneric? Stai! Nu? Difficulty hard, ok? Nu știu de ce am fost pe peaceful atâta timp, dar am mai zis, pentru că s-ar putea ca atunci când schimbi versiunea la Minecraft și când ștergi totul și deinstalezi totul, mă rog, nu rămâne vechea setare, așa că... Așa că cred că de asta s-a schimbat atunci. Bun, acum văd că iau niște nisip de aici. Ăsta ar fi bine să-l și folosesc la chestia asta. Hai să văd. Așa. Pac, 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 pac. Ok, trebuie să astup toată chestia asta și după aia o să pot continua. Pac. De fapt, s-a și făcut noapte. Stai, este smooth lightning-ul pus on? Pentru că eu știu că era... Aha, gata. Uite așa, asta e mult mai frumos. Bun, acum trebuie să pun toate chestiile astea aici. Mi se părea mie că arată cam ciudat. Ia chiar, hai să văd cum arată fără Smooth Lightning. Ok, e ciudat. Și chestia aia de acolo, oleo. Bun, și acum cu Smooth Lighting, pac, Brightness, Moody. Vedeți cum arată asta? Asta este Minecraft-ul, nu chestia asta. Nu, asta nu e Minecraft, asta nu e Minecraft. Asta este Minecraft. Așa, nici salvările alea văd că nu s-au... Mă rog, nici setările alea nu cred... Nu s-au salvat, din păcate. Mai am nevoie de nisip.
Știu că s-ar putea să fie întuneric. Ca de obicei, nu mi-am luat torțe pentru că de nu știu câte episoade încoace nu m-am torțe în inventory și tot timpul uit de ele. O să fie cam întuneric, dar oameni buni, așa se joacă Minecraft-ul. Și acolo este un creeper și un schelet. Marș. Dă-i una, schelet. Dă-i una. Îți bagi joc de mine? Ah. Ok. Păi Engine nu face un zgomot acum când merge. Hai frate că e cu Smite 4, ți-am dat două lovituri și n-am fost de ajuns. Stai că s-ar putea ca ăsta să nu funcționeze la păi Engine. Așa e. Marș mă căcatule. Marș. Așa. Și ce n-am verificat? Am mai filmat de mult și ia să-mi verific și eu chestiile astea de recording. Da, ok, arată bine. Bun. Și Saints Row, cred că a fost filmat acum două... Ăla are o sabie? Adică... Bă, poate are, dar nu cred că știe să o folosească. Ce ai când să faci cu sabia aia? Ce ai când să faci cu ea? Nimic, zic eu. Oh my god. Ați auzit asta? Să mură de n-a fost ăla un șobolan. Și asta ați auzit-o? Sigur s-au băgat șobolani. Aoleu, și ce bău îmi dă, frate. Șt, șt. Ați auzit-o? E un liliac, frate. Ce dracu, am uitat că s-au băgat lilieci. Eu credeam că e șobolan. Bun, atunci o să scap și de tine. Mai multe găuri pe care să le astup. A, și ce fac it? Hai să mergem acasă, că nu e prea... E o durere undeva. Vreau să încep astăzi construcția chestii ele, a portului ăla. Și uite cum tot suntem întrerupți de niște idioți. Bun. O să merg așa și acum repede până la pat. Ar fi trebuit să-mi fac un pat mai accesibil. Așa. La un moment dat îmi venea să-l pun sus acolo, dar vă dați seama ce dracu stăteam eu să urc atâta cu trenulețul până acolo. Pac, pac. Așa, acum ar trebui să ajung până aici. Așa. Bun. Intrarea, pac. Să și dormim. Ia stai, unde e? Firar, vreau să mă uit la Enderman-ul ăla. Pentru că pare un zgomot super ciudat. Am auzit că dacă arunci ceva pe jos, un păianjen, nu un păianjen, auzi, un schelet poate să-l ia. Sau un zombie era. Nu știu, băi, n-am jucat de mult Minecraft și n-am fost la curent cu toate chestiile astea noi. Singura chestie ce am observat-o e că toată lumea când apare ceva nou pe Minecraft, când apare o nouă versiune, toată lumea e ceva de genul, prin că apare o nouă versiune, dar eu deja știu asta pentru că, na, ce altceva am mai bun în viață decât să stau cu ochii pe update-urile la Minecraft, ok? Eu știu deja asta, nu e nevoie să mi le ziceți. Așa, o să pun astea așa. O să mă scarp puțin la sprânceană și acum să văd. Op, nu asta, nu vreau să mai cobor încă un level în jos. O să pun așa și o să vreți probabil mulți un texture pack. Nu. Pentru că după cum și bine știți, toți vreați un texture pack de în tehnic pe, nu, în tech it, ok? În tech it vreați mulți texture pack și l-am pus pe la care era făcut pentru tehnic pack special și apoi nu v-a plăcut și m-ați bătut la cap să-l scot, să-l pun, să pun altul, să-l scot. Așa că fac totul cum vreau eu de acum încolo. Așa, cum îmi place mie. Bun, asta e un loc ok. Hai să văd dacă mai pot să... Da, uite așa. Bun, s-a și spart aia. Foarte frumos. O să mai extind chestia asta aici. Așa. Frate, ce mă mănâncă sprâncenele. Așa, bun. Foarte ciudat. Cum să te mănânce sprâncenele? Pac. De ce dau eu cu pickaxe sub? Pentru că nici măcar nu merge mai repede. Bun. Asta arată ca un loc interesant. Hai să văd dacă... Așa. Mai am la mine o lopată? Uite, mai am una. Uite, mă.
Și am și mai multe chestii, deci nu cred că va trebui să-mi fac grijă pentru vreo lopată. Bun. Să iau astea așa. Iar dacă am nevoie de niște sandstone, am la mine un crafting table și pot să fac. Pac. Hai mă, că astea... Hai să mai duc încă puțin. Așa. Bun, asta ar trebui să fie de ajuns. Hai să iau și chestia asta de aici, și asta de aici, și asta de aici. Așa. Bun. Acum, cum vreau să vină chestia asta? Pac, 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 pac. Să fie ca o căsuță sau... Hai că cred că știu. Cred că știu cum o să fac chestia asta. Va fi un port așa mare, va fi... O chestie. Uite! Vedeți la distanță că par... E ceva pe... De fapt, nu e pe fiecare grasă. Uite, chestia aia de acolo, fix aia de acolo. Dintre blocuri. Arată cam ciudat. E simetric, așa. Foarte ciudat. Bun. Acum, ia să văd. Va trebui să mai pun o grămadă de senduri aici. Ca să se ducă până jos. Aici, da, sau tu... Aha, s-au dus, așa. Nu vedeam că... prea bine pentru că erau niște gres acolo. Așa, asta trebuie să ducă în jos. Ah. Așa, bun, acum și trebuie să mai duc un level și pe partea asta. Foarte frumos, foarte frumos. Așa. Bun. Iar acum o să pun, cred că chestiile astea ceva de genul ăsta, da. Stai, va trebui să fac ceva. Bun. Hai să găsim mijlocul la părțile astea. Deci avem... Asta ar fi mijlocul, nu? Și apoi... Ce-ar fi dacă aș scoate chestia asta de aici? Să o mai lungesc cu 1... Și acum cred că aș putea să tai de aici, așa, bun. Iar pe colțuri am eu niște planuri, cam ce vreau să fac, dar pentru asta va trebui să... Pleacă-mă de aici, că deja mă enervezi. Așa, bun. Tot se plimbă un păianjen pe lângă mine, bun. Trebuie să tai puțin din chestia asta. Pentru că nu vreau să fie casa asta într-un fel sub pământ din cauza dunei astea gigantice. Așa. Bun, și cred că pe colțuri vreau să pun niște gardă la ca un fel de chestie de susținere. Și apoi deasupra aș pune niște... Nu, deasupra voi pune niște half slab-uri. Tot de-astea de sandstone. Și cred că va arăta ok. Așa. O să fac aici un pic mai... mai fin, mai smooth. Smoother. Așa. Ok, arată ceva. În partea asta nu cred că ne va trebui. Uite, vedeți chestia aia de acolo? Stai așa. Hai că se vedea. Uite, vedeți? E chestia aia care am făcut-o data trecută, dacă nu mă înșel. Bun, hai să repar și chestia asta de aici. Așa. Păi că a trecut o săptămână și ceva și pui un Minecraft și faci asta? Da. Știu, nu? Adică cum pierd eu un întreg episod punând sand și făcând loc pentru noua de aia. Măcar mai fă off-cam? Nu. No. Nu, no, nu, no, nu. No. Așa. Bun, o să... Serios? Chiseled, chiseled, chiseled. Serios? Atâta... A, uite aici mă mai era. Așa mă, știam eu că lipsea ceva. Așa, acum o să umplu toată chestia asta cu nisip ca să nu mai fie așa urât deșertul ăsta. Bun, așa, gata, nici nu se mai observă că acolo a buit un creeper. Acum, partea asta. Bun, ne trebuie niște lemn. Hai să pun crafting table-ul acolo. O să ne trebuiască și un chest aici plin cu chestii. Așa că, ia să vedem. Pac, aș putea să fac bețe
Și apoi să fac niște garduri direct aici decât să mă duc să le iau din altă parte. 6. 4 ori 2, 8. Cred că 8 vor fi de ajuns. Așa. Da, 8. 8 o să fie perfecte. Așa. Iar acum, ce fel de uși vreau să pun aici? Ce să fac eu cu astea până la urmă? Ah, fac, am uitat de chestia asta. Dacă schimbi chestia cu care sapi, nu rămâne asta distrusă. E foarte enervant. Bun, hai să combin eu bow-ul ăsta cu ăsta. Așa. Să mănânc crawfish-ul ăsta. Niam, niam, niam. Și să mă gândesc. Vreau să fac slaburi, ok. Vreau slaburi. Pac, pac. Asta ar trebui să fie mai mult decât de ajuns. Pac, pac, pac. Pac, pac. Sau, cred că nu voi pune chestia asta peste tot. Și numai pe margini și apoi pe mijloc o să pun de-astea normale. Ce ziceți de asta? Așa. Pentru ca să fie, nu știu, ceva gen ca forma normală de casă. Așa. Dar până la urmă, ce o să fac eu aici? Ce o să fac la ușă? Am o idee. Aici o să fie un fel de iarbă. O să pun... Testa frunze de copaci, cred. Dar sus, ce aș putea eu să pun sus? Ok. Dacă tot sunt aici, hai să fac și niște de astea. Iar astea ar trebui puse... Ceva de genul ăsta. Da, arată cam ciudat pe dedesubt, dar nu contează. O să continui să le pun așa. Astea vor fi ca podul unde o să fie barca, cred. Iar jos aș putea să pun niște chestii de susținere ca să arate mai bine. Dar dacă pun gard, o să arate ca naiba, pentru că n-o să fie apă, pur și simplu. Și nu știu. Ok. Mă gândesc. Ce să pun? Ia să văd cum arată chestia asta. Da, și din afară. Da, arată destul de ok. O să facem chestia asta. O să punem așa pe tot asta. Nu știu dacă dincolo o să fac tot la fel casa asta de la port sau să fac altfel. Chiar habar n-am. Și o să trebuie să și sparg o chestie de acolo așa care am pus-o greșit. Așa. Bun, asta, tu te duci. Uite că se și face întuneric și iar nu mi-am luat torțe pentru că aici ne trebuie torțe. Așa, bun. Iar la intrări o să pun deasupra încă o de asta de iarbă, de frunze și o să atârn liane, cred. O, mamă, băi, frate, ce am distrus aici, am distrus. Cred că voi face un episod în care o să repar chestiile astea de aici. Și nu numai alea, pentru că sunt mai multe chestii distruse, iar lianele astea chiar n-au ce căuta aici. Hai, cțt, cțt. Bun. Acum că au plecat și lianele, pot să zic la revedere prin cărți și prin cărțe. Bye, bye. Mă, nu e așa că arată ciudat lumina în Minecraft, mai ales când ești pe întuneric de ăsta, știi? E foarte mișto.